Cu toții, uneori dorim să ne simțim like a boss, ca să primim plăcere de la viață. Astăzi vă prezentăm cele mai uimitoare momente când rămâi cu gura căscată. Însă, pentru cineva, e un simplu mod de viață. De aceea, așează-te cât mai comod și apreciază câți inventatori și oameni creativi trăiesc printre noi. Stoarce butonașul de like și să începem! Iar dacă îți place uneori să te relaxezi și să privești astfel de videoclipuri, atunci abonează-te la canalul Despre Tot. Linkul îl găsești în descriere. Pe verticală, acest bărbat are abilități incredibile. El cu ușurință a reușit să urce pe un deal vertical. Unde să te ridici mai sus? Capitan, doar vitejii cuceresc mările, iar acest tânăr e gata să cucerească toate apele mării de unul singur, doar că o face într-un mod foarte neobișnuit. Trucaș, se pare că tipul a început cu trucuri în curtea casei, dar nu s-a putut opri. Ce fain, de parcă e o scenă din film. Leagăn. Nu e doar un leagăn simplu, e din cele mai extreme. Asta da oameni curajoși. Tetatet. Noi credem că operatorul nu a intenționat să întâlnească un rechin. Basket. Totul pare simplu. Arunci, țintești și gata. Însă trebuie să ajungi la un astfel de perfecționism. Profesionist. Tipul se simte în kayaki ca și peștele în apă. Viteză, exactitate, pasiune. Cel mai înalt nivel de profesionalism. Atracție. Când sunteți influencer, orice metodă de atragere e binevenită. Bine că sunteți tinere și frumoase. Hobby. Cine și cum se relaxează? Cineva mângâie pisica, altcineva se joacă cu câinele. Însă această doamnă a mers și mai departe. Să scoți pielea de pe șarpe e pentru o femeie puternică. Limba corpului. O abilitate uimitoare e să gestioneze propriul corp. Doar că ne este greu să ne imaginăm de cât timp și puteri a avut el nevoie. Nebun, cum el asta face? Nu fiecare s-ar decide la așa ceva. Încă și să filmezi? Probabil aici toți se vor împărți în două tabere. Cineva va zice că e curaj, altcineva că e o prostie. Semnul calității. Iar acum spuneți-ne, cine e gata să repete acest truc cu un iPhone și chiar dacă cineva o va face, suntem convinși că telefonul vechi va fi mai puternic. Om dronă. Încă câteva antrenamente și el va face parte din selecția dronelor. Nebunie totală! Camion. Cum și pentru ce, el într-adevăr intenționa să treacă pe celălalt mal. Oare e unica variantă sau pur și simplu îi este lene să înconjoare? Pufușor. Ce puiuț drăguț și câtă afecțiune și dragoste e între el și proprietar. Aceasta nu e o pisică alentată. Magie. De la început ni s-a părut că videoul este editat, însă când înțelegi că el într-adevăr așa sare, te oprești și doar admiri ce va fi mai departe. Frumos! Oho, asta da încredere în propriile puteri și persoană ca să demonstreze aceste trucuri. Intelectual.
Inginer. Dacă tu în suflet ești un inginer genial, atunci niciun obstacol nu te va doborâ. Și ce dacă nu este pod? Este o idee și doi bușteni. Hubabuba. Putem privi asta în continuu. Se pare că ea are o cantitate inepuizabilă de gume. Baloanele se vor umfla și exploda până la infinit. Lumânări. Nu îl chemați la zi de naștere. Doar v-a spus dorința și trebuia să vă gândiți din timp. Minge. Jen se ducea la bucătărie și la picioare i-a căzut mingea. După, așa printre altele, a arătat câteva trucuri sau poate ni s-a părut nouă. Aproape trambulina. Ce să faci dacă vrei să sari pe o trambulină? Însă nu ai. Te descurci cum poți. Toyota. Se pare că nu doar tancurile nu se tem de greutăți. Iată că doi bărbați au demonstrat că și Toyota poate învinge orice. Biliard. Ce să mai faci în pauza de masă? Spre exemplu, poți să te joci biliard, iar ca să ridici miza, fă-o cu excavatorul. Repeat. Operatorul la sigur era gata să filmeze ori de câte ori e nevoie. Prea mult efort ea depune ca să iasă bine. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!